Bună dimineața și bine v regăsit la un nou video! Astăzi Bitcoin este 31.585 de dolari. Suntem pe verde după 9 săptămâni pe roșu. Nu cred că este momentul să ne bucurăm, ci e normal să vină și vremuri mai frumoase după 9 săptămâni de vremuri uh, grele. Nu uitați, YouHoldler este sponsorul acestui video și... Îți oferă posibilitatea să iei împrumut, girând cu Bitcoin și criptomonede, pentru aproximativ un an de zile la o dobândă destul de competitivă. Pe lângă asta, dacă nu vrei să iei împrumut, poți să faci uh, economisire pe un holder în cont și poți câștiga uh, bani, dobândă, punând bani acolo. holder funcționează foarte. Uh, Sănătos, în sensul în care cei care economisesc pe you sunt plătiți de cei care iau împrumut. Așa că, folosește linkul de mai jos, faci un cont și uh, testează această platformă. Urmează să fac un video mai detaliat ca să vedeți despre ce este vorba. BSC, Binance Smart Chain, are probleme. Uh, am găsit această postare pe GitHub. GitHub este locul unde codul apare pentru toate proiectele cripto și nu numai. Adică oamenii aici intră și propun schimbări de cod, descarcă codul și actualizează codul fiecărui proiect de criptomonede, fiecare proiect de criptomonede sau orice proiect open source, cum ar fi WordPress, Magento și chiar și Linux. Oamenii intră pe GitHub și pur și simplu pot să contribuie la cod. Iar pe GitHub-ul Binance Smart Chain este o uh, problemă încă deschisă. Atenție! Astea sunt probleme pe care oamenii le pot pune și dacă e deschisă înseamnă că este neresolvată, în care un, um, un user se plânge cât de superficial este dezvoltat această, uh, acest blockchain. Și e foarte important să, să ne uităm la acest lucru pentru că Probabil mulți dintre noi avem bani pe Binance Margin, avem BUSD, avem USDT, avem uh, criptomonede în wallet-ul uh, de pe Binance în care nu este altceva decât un fork de la, de la Ethereum și e foarte important să, să înțelegem că, că dezvoltatorii sunt dezvoltatori nemulțumiți. Și aici este de exemplu, spune, there is no code review, patches are simply committed. In most cases, even without a proper description of what they do or what problem they are trying to solve. Aici nu vreau să intru în fiecare punct, dar ca idee, acest user scoate în evidență problemele pe care Binance Margin le are la nivel de dezvoltare și cum dezvoltatorii acestui proiect sunt superficial în dezvoltarea lui și se pare că este super susținut de foarte multă lume. Vedem aici că sunt oameni care au dat like, nu oameni, dezvoltatori care au dat like, care dezvoltă pe Binance Smart și e foarte important să ținem cont de acest lucru și să ne ținem banii cu atenție pentru că Terra Luna, de exemplu, este doar un exemplu. De exemplu, este doar un exemplu. Terra Luna, ca și Terra Luna, sunt o groază de alte proiecte. Atunci când decizi să, faci, să dezvolți un proiect pe, crypto, pe în blockchain, trebuie să te gândești care este blockchain-ul care îți oferă cel mai bun avantaj la nivel de uh, dezvoltare, de unde poți face rost de forță de muncă ieftină, uh, care uh, știe despre ce este vorba de, în proiectul respectiv. Și când zic ieftină nu mă refer la bani, ci pur și simplu la timp, pentru că dacă dezvolți un proiect pe Solana sau pe, uh, din păcate, Elrond, sunt foarte puțini oameni pregătiți în direct pe acele blockchain-uri și sunt foarte, acele blockchain-uri sunt foarte puțin uh, întreținute. La fel și Binance Margin, după cum vedem în această, această postare, este foarte uh, puțin întreținut uh, și atunci când vrei să dezvolți un blockchain, pe un blockchain, singura șansă este să folosești Ethereum, care din păcate, chiar dacă are uh, aceste fiuri mari, uh, este cel mai întreținut și cel mai uh, are codul cel mai bine um, riv, revizuit și sunt cei mai mulți contribuabili, în ghilimele, la nivel de, intele, um, la nivel de intele... bogăție intelectuală. Așa că, atenție foarte mare cu Binance Margin. Binance Margin este un blockchain de care toți ne folosim, inclusiv eu, pentru că este mai ușor, dar nu îmi țin foarte multe sume sau nu îmi țin bani foarte mulți pe, pe el. Și bainul, fondatorul și Inu, ă, șterge toate tweet Ce înseamnă asta, dragii mei? Înseamnă că a văzut că în ghilimele se împute treaba și a văzut ce lucruri negative îi se întâmplă fondatorului Terra și s-a hotărât să iasă din peisaj. Și a șters toate titlurile și nu mai este activ. Ceea ce ne arată cum că acest proiect a fost gândit să v-ați prins să fie o țeapă. Adică în 2021, când piața au crescut foarte, foarte mult, dacă spuneai chestia asta, efectiv primeai dislike, primeai comentarii și hate. Dar se pare că uite că acum în bear market iese, când vine bear Marketul, um, proiectele, uh, proiectele scam ies la uh, suprafață și fondatorii efectiv uh, renunță sau pur și simplu au un comportament care denotă ceea ce au vrut ei să facă de la bun început. Cel mai interesant subiect din acest video este... O schimbare de perspectivă când vine vorba de Bitcoin. Toată lumea știm că Bitcoin a căzut mai mult de 53% de la top, și suntem triști că suntem într-un bear market, suntem um, oarecum într-o stare de frică, după cum ne arată și tool care măsoară sentimentul de pe social media. Dar, în același timp, această stare este. Temporară și acest, această situație este temporară și ne distrage atenția de la big picture. Și anume, Bitcoin începe, de fapt a început acum câțiva 10-13 ani să ne demonstreze că este uh, modalitatea prin care poți să economisești cel mai eficient. Și dacă, de exemplu, aleg, uh, dacă, de exemplu, acum 12, 13 ani, decideai să alegi unde îți pui banii în uh, one, ok, one second o secundă așa, alegem aici alegem aici Bitcoin perfect bun, dacă alegeai te, acum 12, 13 ani, avea de ales unde să-ți pui banii uh, te gândeai băi, pot să-i pun să economisesc în piața de capital, să economisesc în. să investesc în imobiliare, să cumpăr mărfuri, cum ar fi commodities și așa mai departe. Se pare că, potrivit istoric, dacă ne uităm acum pe aceste grafice, putem vedea că Bitcoin este cea mai eficientă metodă de a economisi bani și putem să vedem pe acest grafic cum SP500, adică topul celor 500 companii din America s-au ieftinit în raport cu Bitcoin. Adică dacă, cumpărai, dacă de exemplu, aici cu 11.000 de Bitcoin trebuia să cumperi un indice de S&P 500, acum trebuie să cumperi cu, poți să-l cumperi un, același indice de S&P 500 cu 0.10 Bitcoin. Am pus aici all time, high, all time adică de, de când am, s -a lansat Bitcoin, haideți să punem să fim un pic mai indulgenți, să punem 5 ani de zile. Și am ales 5 ani de zile. 5 ani de zile, dragii mei, nu e atât de mult. Gândiți-vă cât de repede au trecut 5 ani de zile. 2017, acum suntem în 2022. Știți cum am trecut? Incredibil. Eu sunt uh, uimit cât de repede au trecut. Dacă mă uit pe YouTube la clipurile vechi din 2017 când povesteam despre Bitcoin, atunci mă gândeam că peste 5 ani de zile va fi Bitcoin wow și mai departe. Aveam uh, această viziune și viziunea mea s-a adeverit, dar nu credeam că trec atât de repede 5 ani de zile. Și acum dacă te gândești de acum încolo, peste 5 ani de zile, trendul acesta pe care Bitcoin a început să, să pe care Bitcoin, în care Bitcoin este, cu siguranță va continua. Bitcoin, dragii mei, va mânca pământul. Toate lucrurile în raport cu Bitcoin se vor ieftini. Și asta, haideți să schimbăm, să nu să luăm de la piața de capital, să trecem la, la un coș de cumpărături mediu un coș de cumpărături mediu în, în America. Dacă în 2017 puteai să cumperi un coș de cumpărături în America uh, cu 0.10 Bitcoin, acum poți să cumperi același coș de cumpărături cu 0,01 Bitcoin. Adică s-au ieftinit, ieftinit cu 92%. Practic dacă tu economiseai atunci banii venitul pe care le aveai îl puneai în Bitcoin, acum cumpărai... Aceleași lucruri, același lucru de 10 ori mai ieftin. Haideți să mergem cum, să vedem cum s-a întâmplat cu casele. Dacă acum 5 ani, acum doar 5 ani, puteai cumpăra o casă în Statele Unite cu aproximativ 96 de bitcoin, acum aceeași casă o poți cumpăra cu 9,45 de bitcoin. Adică s-a ieftinit cu. 90%. Dragii mei, Bitcoin ieftinește lucrurile. Toate lucrurile din lumea asta se vor ieftini. Nu doar, uh, nu criptomonedele alternative. Bitcoin bate, va bate și în următorii 5 ani, în următorii 10 ani, va bate randamentul tuturor activelor din lume, inclusiv a criptomonedelor alternative, și, pe lângă asta, lucrurile pe care noi le folosim zi de zi, casă, mașină, cumpărăturile pe care le facem, se vor ieftini din ce în ce mai mult cum s-a întâmplat până în prezent. Ceea ce ne indică că acumularea de Bitcoin este o decizie smart. Adică, tu vei putea cumpăra lucruri în viitor mult mai ieftin dacă economisești sau o parte din venitul tău îl acumulezi în Bitcoin și vei avea o putere mult mai mare de cumpărare față de ceilalți care nu fac acest lucru. Bitcoin este un vehicul de a cumpăra viitorul mai ieftin. Un alt lucru foarte interesant despre uh, această situație, dacă este să ne analizăm un pic și ne gândim cum ar putea un om de rând să supraviețuiască inflației, în mod normal, tu ca, ca și om de rând, ca să supraviețuiești inflație și să uh, nu ți asumi riscuri mari, singura soluție este să bați uh, inflația. Iar ca să bați inflația, tu trebuie să ai efectiv cunoștințe incredibil de mari în finanțe. Adică pur și simplu trebuie să fii ori trader, ori să înțelegi cum funcționează economia. Dar dacă tu de exemplu ești avocat, sau ești programator, pe tine nu te interesează, nu vreau, nu te interesează finanțele tu ești victima sistemului, pentru că inflația îți va mânca automat banii, economisiți energia și dacă banii înseamnă timp și inflația mănâncă din valoarea banilor, înseamnă că ia și din timp. Și asta este paradoxul, dragii mei, pentru că doar ca să economisești, tu trebuie să fii expert în finanțe. Doar Asta în sistemul ăsta trăim noi în momentul de față. Doar dacă vrem să economisim să batem inflația, noi trebuie să fim experți în finanțe. Și uite aici vine soluția, vine Bitcoin care efectiv tot ce trebuie să faci este să spui o sumă de bani în Bitcoin regulat ca și economisire pe cel puțin uh, 5 ani de zile. În mod normal, dacă cumperi, de fiecare dată când cumpărai la all time high la record, aveai nevoie de aproximativ doar 3 ani ca să ajungi înapoi pe zero și după un an de zile, după cei 3 ani, 4 ani de zile, deja tu erai pe profit, după 5 ani de zile erai pe un profit considerabil. Deci, Bitcoin, dragii mei, dacă schimbăm un pic uh, perspectiva și ne mai uităm pe graficul acesta pe care îl vedem în fiecare zi, vi-l arăt în fiecare zi, Bitcoin oferă o perspectivă și a viitorului și o șansă să cumperi viitorul mai ieftin. O metodă de economisire mai ieftin, Bitcoin is saving. E foarte important acest lucru. Dând la o parte speculațiile, știu că oamenii vor să îmbogățească peste noapte, nu despre asta e vorba când, vine vorba când e vorba despre Bitcoin. Bitcoin, având maxim 21 milioane de milioane de, de monede, este cel mai rar uh, activ din istorie și obținerea lui este din ce în ce mai dificilă. Intrarea în circulație a Bitcoin este din ce în ce mai redusă odată cu, odată la 4 ani cu halvingu. Și asta va face ca Bitcoin să fie din ce în ce mai rar. Există o goană extraordinar de mare la nivel internațional după Bitcoin, și foarte puțină lume de rând își dă seama de acest lucru. Haideți să vedem cum ar arăta uh, oil sau benzina-motorina în raport cu Bitcoin din ultimii 5 ani. Putem observa, dragii mei, că toate s-au ieftinit în raport cu, uh, cu Bitcoin-ul. Lemnul în ultimii, și în ultimii doar în ultimii 5 ani, argintul, cupru, cafeaua, ce vreți, stați în ceva ce nu s-a, uite, mâncarea, food index price, mâncarea, efectiv, dacă cumpărai cu 004 mâncare, de exemplu, acum e 0000, practic toate s-au ieftinit în raport cu Bitcoin. Big Mac de la McDonald's, index. La fel, deci toate s-au ieftinit. Tesla Tesla este cea care în ultimii 5 ani a avut o, o creștere și a creat această linie de zigzag, de, de, de uh, sideways, dar dacă pune mai mult de 5 ani, pune 10 ani, n-a avut nicio șansă nici Tesla în raport cu, cu Bitcoin. Nu mai spun toți banii din lume, M3, în raport cu Bitcoin, în ultimii 5 ani s-au -au ieftinit la fel. Deci cam despre asta e vorba în acest video, dragii mei. gândiți vă la o altă perspectivă. Nu folosiți Bitcoin ca și o metodă de a investi, ci folosiți Bitcoin ca și un mijloc de economisire pe termen lung pentru a cumpăra viitor, viitorul mai ieftin. Despre asta este vorba. Este, este uh, o metodă de a economisi care, care poate să ne ajute uh, pe noi în viitor ceea ce până în 2008 nu exista. Adică până în 2008 nu puteai economisi bani, până să apară Bitcoin nu puteai economisi bani pentru că erai mâncat de inflație și dacă vrei să bați inflația trebuia să ai, să ai masteri în, cel puțin master în finanțe. Cam asta este, dragii mei, ați văzut Bitcoin bate randamentul tuturor activelor, toate lucrurile fizice se ieftinesc în raport cu Bitcoin și despre asta este vorba când vine vorba de uh, criptomonede și respectiv de Bitcoin, nu despre cum să ajung bogat peste noapte. Uh, hai să vedem cine, la cine se duce cartea să inventăm Bitcoin și dăm start. Cartea se, duce, se inventăm Bitcoin se va duce la Miș Camax, Camax, Mașa. Talibanul bătăcâului, marca este cea mai mare publicație cu temă sportivă din Spania. Cine, cine de informație despre cripto dintr-o publicație de sport? Cine se informează? Super! Ai câștigat cartea să inventăm Bitcoin ca să intri în legătură, ca să posesia ei, îți recomand să îmi lași un e-mail pe în și o să-ți trimit instrucțiunile. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, nu uitați, folosiți linkul din descriere și faceți-vă cont pe YouHodler și testați platforma, o să vă placă la nebunie, este o platformă cu, uh, cu foarte, de, 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 încredere foarte mare, cu bănci din Elveția și cu o asigurare de peste 150 de milioane de dolari. Vă mulțumesc foarte, foarte mult o zi cât mai fericită. Mai bine!